Din proiectul de buget, alocarea sumei de 937.500 de lei necesară funcționării căminului la capacitate maximă de 30 de paturi, subvenții de la bugetul local 374.000, precum și subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielor de capital, suma de 180.000 de lei, ținând cont de prevederile de 297/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale și ordinul ministrului 2126. La data de 24/3/2017 suntem în dificultate financiară, neavând sume pentru a achita datorile cumulate de cămin în luna februarie-martie, în sumă de 43.226 de lei, repartizate după codul bugetar, după cum urmează. Rețineri pe stat, 8.128 de lei către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, contribuții către fondul asigurării sociale, unitate, 4.559 de lei, șomaj unitate, 144 de lei, 1.500 de lei, contribuții unitate, datorate de fondul de asigurări de sănătate, 70 de lei, fond pentru risc și accidente, 245 de lei, concedii și indemnizații. Cheltuieli cu bunuri și servicii, 28.580, defalcate astfel. Furnituri de birou, 156 de lei, materiale de curățenie, 302 lei, gaz, 9.258 de lei, electrica, 938 de lei, 1.061 de lei, apă, canal, salubrizare, 371 de lei, carburanți, 1.334 de lei, telefon, internet, 2.718 de factură de deratizare și PSI, 3.500 prestări servicii, contract doctor, contabil, 8.644 de lei alimente și 292 de lei dezinfectanți. Menționez faptul că în acest cămin sunt cazați asistați care au un venit lunar din pensii de agricultori și de stat, cuprinse între 500 de lei și 1000 de lei. Oameni care au lucrat și au contribuit la bugetul statului și care acum, la bătrânețe, când unii dintre ei s-au împăcat cu gândul că trăiesc în cămin de bătrâni, vine grea când acest cămin nu mai poate continua din pricina finanțării. Vă rugăm să vă gândiți la acest segment de populație care, odată cu închiderea căminului, nu vor avea unde să se ducă, deoarece în cămine private nu au cum să-și susțină cheltuiala. Considerăm că încetarea funcționării cămunului pentru persoane vârstnice, lipsa finanțării, ar avea un impact social negativ.